Aloha din Piatra Neamț. Bine ați venit la un nou episod din România, Lipa Lipa. După ce am fost pe la bunicii lui Alex și i-am ajutat un pic cu treburile de toamnă, ne-am hotărât destul de spontan că am vrea să mai vedem ceva, să mai explorăm și iată ne-a ajuns în Pietrișica. Așadar, în următoarele zile o să explorăm Piatra Neamț și împrejurimile. Dați-le de știre prietenilor voștri care vor să viziteze Piatra Neamț sau care sunt din Piatra Neamț, poate, și poate vor să-și vadă orașul prezentat de noi. Și hai să explorăm! Hai! Am ajuns în Cheile Bicazului. Trebuie să facem drumeție prin Cheile Picăjelului și să ajungem undeva sus pe stânca asta, cred. Dar Simona nu vrea să vină căci că e prea frig. Cine nu vrea să vină, măi? Mai stau un pic să mă încălzesc aici. Tu vorbești cu egoii pe tine. N-am, domnule, niciun egări. Uite, n-am nimic. N-am nimic, da? Se vede, da? Hai că vin și eu. Vă lăsați mașina în curbă acolo, la niște căsuțe. E parcare. Așa. 5 km cu totul, acest traseu, Cheile Bicazului, Cheile Bicăjelului, drumul Surducului, Șaua Piatra Roșie până la Lacul Roșu. 1,5 de ore, 5 km distanță. Accesibil tot anul, ceva. Da. Dețin o minte, puteți să veniți și iarna. Ne-a luat un pic să ne orientăm și să ne dăm seama pe unde trebuie să mergem. Dar sperăm că e bine. Punctul de belvedere, ăsta este Bicăjel, Cheile Bicaz. Bicaz, I love you. O aveai pregătită sau acum? O aveam. Wow, da. Fine, fine, fine. Ședem cu minți, căci s-a rupt balustrada și în jos este moarte. Sigură. Așa, și după acest popas la punctul de belvedere care este trecut și pe Google Maps, noi o să ne abatem un pic de la traseu, dar doar pentru că ne-a explicat o prietenă exact cum să ajungem. Avem pin pe Google Maps, avem tot ce trebuie, avem și semnal la telefon. Aveam acolo. Așa, deci avem indicații foarte clare cum să ajungem. Și avem și punct de reper pentru că o să mergem pe marginea stâncii. Sper să ne scurcăm. Hai să vedem. Îți dai seama oamenii aia care se dau cu schiurile pe lângă hăuri din astea și vin în viteză, frânează. Nu pot să-mi imaginez. Eu și așa sunt 10 metri, cred că cel puțin până la hău, dar tot mi se pare aproape. Da, nu știu, funcționează altfel oamenii aia. Au altă inimă. Da. Alte, e creierul rutat altfel, nu știu. Da. Nu, instinctul de conservare nu zice nimic. Da. Da, se vede super. Ne-am întâlnit cu un animal sălbatic care a zbugit-o dintr-un tufiș. Nu știm exact ce era. E posibil să fi fost ori vulpe, ori șacal, ne-am gândit noi, pentru că era destul de mic, așa cam ca un câine.
Și pentru că oricum avem așa un sentiment că am văzut suficient, nu? Da. A fost distractiv o vreme, dar ne întoarcem. Am urcat suficient. Da. Și continuăm să facem gălăgie pe munte! E să mergem! Odată ce ajung în sălbăticie, văd o veveriță și... Cum? Ai recunoscut tu așa ceva? Îmi pare rău că n-am prins tot ce a zis. Am zis că eu insist, că hai pe trasee, nemarcate, frumos, sălbăticie. Și când ajung în sălbăticie, ce-a fost asta? Hai să mergem! I hate to be bipolar. It's awesome! Extraordinar, doamnelor și domnilor, drumul până aici a fost chiar mult mai bun decât ne așteptam. Am ajuns imediat în 20 de minute maxim. Hai să ne bucurăm și să vă arătăm și vouă peisajul, ce frumos e aici! Spune-le unde suntem! Suntem în satul Brânadu. Cum vii dinspre Piatra Neamț, spre Bicaz, în cheile Bicazului faci dreapta, dar nu știu să zic exact unde. Vă luați după maps. Vai, și cum e pus așa pe dealuri. Și acolo, surpriză, iată ce frumos. Vă întrebați oare cum am aflat de acest sat? Răspunsul este Dumnezeu știe, pentru că salvez locuri de văzut peste tot. Le trimit lui Alex pe Messenger. Pe ăsta l-am salvat pe Maps. Nu știu când, cum, cu ce ocazie. Căutare de apusuri am ajuns și pe dealul Bâinița. Nu știu cum se cheamă dealul, este crucea de la Bisericani. Așa, e, așa am presupus eu că e dealul Bisericani. Ce ai făcut, măi, Nicolae? Ce am făcut? Iar haos peste tot. Păi asta e haosul de dinainte de ordine. Da. Ca acasă. Bună dimineața din biroul Lipa Lipa. Biroul mobil. Astăzi sperăm să ne lase vremea să explorăm. Avem programată o zi foarte faină. Lacul Cueșdel, Valea celor 12 și Cetatea Neamț. Asta e în program, nu? Da. Dar în program mai sunt și ploi începând cu ora 14:15. Sperăm să mai întârzie ploile și să ne lase să vedem tot ce avem pe listă. Acum spre lacul Cueșdel. Uite. Ah, da. Iar ne-am făcut un prieten, doar că de data asta prietenul nostru arată mai amenințător decât alții. Nu ne bucurăm așa de mult de compania lui, dar el nu vrea să ne lase. Iată-l. Să-i zici un colț alb. E măricel, nu e atât de mic, pentru că se vede pe GoPro. Cred că o să meargă cu noi până la lac. Sperăm să fie calm. Da. Aici la barieră, la un moment dat drumul se ramifică și treceți de barieră. Este marcat cu bulină roșie. Uitați-l. Săracul, el nu vrea decât mâncare și noi nu avem decât mere. Bun, hai să vă explicăm și cum se ajunge la lacul Cueșdel. Din Piatra Neamț mergeți spre Târgu Neamț și la vreo 5 km faceți stânga spre Gârcina și satul Cueșdiu și mergeți pe drum până la barieră, practic. Uitați, mă, mijlocul pădurii! Cine v-a lăsat aici? Uite, ce drăguț sunt! Ce cu voi, mă?
Dar nu cred că sunt. Nu știu, adică. Poate i-au abandonat oamenii. Da, dar n-ar fi murit de foame până acum. Cum s-or fi descurcat? S-a înmulțit ceata lui Pisigoi, suntem 5 acum. Ce să facem? Haide. Le dăm jos togamere? Da, chiar e. Ciudățel așa, doi câini în mijlocul pădurii. Săracii sunt atât de înfometați încât mănâncă și mere. Am mâncat unul, dar după aceea nu mai. Nu? A. Dacă sunt bucăți mici, mănâncă. Ce? Îi adoptăm? I-aș adopta și le zice Lolec și Bolec. Uite. Asta alb Lolec și eu alb Bolec. Am ajuns. Lolec și Bolec. Chiar e frumos aici. O, ce frumos lucește apa. Da. Bine. Ce că sunt și trei puncte de observație. Super sălbatic locul ăsta. Nu? Da, foarte. E și rezervație naturală. Hello! Doamne, ce ecou! Ce insectă aparte! N-am mai văzut. Ce adorabile au fost! S-a ajuns! La punctul de belvedere. Deci mergeți, țineți traseul bulină roșie. Aveți încredere, chiar dacă la un moment dat pare că nu e ce trebuie, că veți ajunge. Și chiar sunt, uite, niște băncuțe puse pe margine. Bun. Și cineva a făcut și castele. Dar zice că durează mai mult de 45 de minute. Zice Simona că durează mai mult de 45 de minute. Da, probabil. A, uite și indicator. Uite, mă. A, uite, mă, și observator, băi. Bravo, măi. În principiu, din cauza defrișărilor de prin anii 50-60 s-a produs la un moment dat o primă surpare. Apoi în 1990 s-a produs o a doua surpare care a blocat și mai multă și aici s-a adunat și mai multă cantitate de apă. Da, ce că ar fi fost un cutremur în 1990. Da, din cauza cutremurului și așa a apărut lacul Coejdel. Încă se defrișează în zonă, deci tot procesul nu este neapărat încheiat, dar odată cu acumularea de apă, aici au început să se adune tot felul de specii și de animale, iar acum area este zonă protejată. Mergem! Hai la mașină! Avem sandwich-uri! Hai, căței! Haide! Au venit cu noi până la mașină, mă! Da! Dragii de ei! Pensă toți trei! Și am ajuns și la Cetatea Neamțului, din Târgu Neamț. A fost construită în timpul domniei lui Petru, între 1375 și 1391, fiind menționată pentru prima dată la 2 februarie 1395, în timpul expediției regelui Sigismund de Luxemburg al Ungariei în Moldova. Am urmat sfaturile voastre și am venit la turnul pe aici. Aici vă aflați în proiectul nostru pilot, în loft 1. Proiectul nostru de suflet este polimultifuncțional, adică în primul rând vă cazați într-o galerie de artă, în al doilea rând puteți să vă pregătiți voi mâncare, uh-huh,
Și în al treilea rând puteți, aveți un view super fain către Muntele Coza și către Telegondola din dormitor. Și consider că avem cea mai cozy și mai cool și mai altfel locație din Moldova. Nu știu dacă mai este Moldova. Deci designul e aparținut lui Ciprian. Tot ce o să vedeți, dormitorul de sus, patul este făcut cu foițe de aur, noptierele. Toate lucrările sunt, deci el nu face numai pictură, el face inclusiv lucru mozaic. O să vă spun, dar tot ce vedeți aici este Ciprian Estrada. Pe care trebuie să spunem. Da. Găsiți acest apartament pe și Booking. Pe Booking, da, ca Loft Gallery. Loft Gallery, 1 și 2. Suntem fix în centrul orașului. Azi a început ploaia, ne pregătim să plecăm pe... Drumul Talienilor. Adică drumul Vitoriei Lipan din Baltagul. Și sperăm să ne lase vremea să vedem. Plouă cu găleata, iar noi luăm bilet de intrare în Parcul Național Ciahlău. Suntem singurii care fac asta. Cred că sunt ăștia de la administrația parcului, ca ăia de la WinRAR. Aole, a cumpărat cineva un bilet de șampania. Două bilete chiar. Hai, zic că mai ai un leu. Această piatră se numește Piatra Teiului și mai este cunoscută și ca Piatra Dracului și are o legendă destul de interesantă. Diavolul ar fi luat o bucată de piatră de pe vârful Ciahlău pe care intenționa să o arunce în apele Bistriței și să inunde valea, dar a fost surprins de răsărit și temându-se de lumina a abandonat-o și a aruncat-o acolo. Și tot legenda spune că uneori diavolul se mai întoarce încercând să o ia și să o mute și că piatra s-ar muta de câțiva centimetri, mă rog. Și această piatră a fost menționată, bineînțeles, și de Mihail Sadoveanu în Baltagu, atunci când Vitoria se uita pe geam de la hanul în care era cazată în căutarea ei, căutarea lui Nechifor. Da, în căutarea lui Nechifor. Și a zărit piatra, iar Hangiu a zis că el nu crede povestea asta cu dracu și că piatra e acolo din totdeauna, de dinainte să fie oameni. Și că Nechifor când de fiecare dată când trecea pe aici pe la han și se oprea și bea ceva mai mult, vrea să se urce pe piatră și să construiască o cruce acolo, să-i pună o cruce ca să o protejeze de diavol. De altfel, piatra chiar are o cruce în vârf. Drumul Talienilor, că a fost construit pe vremea lui Carol I, undeva pe la 1902, și are numele de la constructorii italieni care au lucrat la ei, la el, și de aia se numește Drumul Talienilor. Așadar, din Piatra Neamț am trecut prin Tarcău, de unde a plecat Vitoria în căutarea lui Nechifor. Am trecut prin Borca și am luat drumul spre Iesle.
Și acum cred că suntem în cel mai înalt punct al acestui drum, și anume pasul Stănișoara. Dincolo de povestea Baldagului și de mers pe urmele Vitoriei Lipan, peisajul aici este foarte frumos. Am mai povestit, nu știu ce bucată o să intre. Noi am văzut și căprioare, dar melcul țuși din tufiș n-am apucat să le filmez. E foarte frumoasă zona și merită. Nu neapărat dacă sunteți fan de mic Vitoria Lipan sau Baltagul. Nu, asta a fost doar așa o scuză ca să mergem prin munți. Da, mie adică, mi s-a părut și tare să văd locurile pe care mi le-am imaginat atunci când am citit cartea. Aș vrea să recitesc Baltagul, de ce nu? Mie îmi plăcea foarte mult română în liceu. Eram elevul ăla enervant care totdeauna vrea să-și dea cu părerea ce am să spună poetul. Și la sfârșitul orei probabil era cea care zicea nu vă spărați, ați uitat să ne dați tema. Nu, dar pe acolo. Ați înțeles ideea. E frumos, veniți și voi. România e minunată. Iată-ne că am ajuns și la Muzeul Cucuteni. Este vorba despre o civilizație care a trăit între anii 5000 și 3000 înainte de Hristos, în același timp cu Egiptul Antic, ceea ce este impresionant. Numele civilizației este dat de locul unde au fost găsite artefacte, și anume satul Cucuteni de pe lângă Iași. Interesant despre civilizația asta este că au fost găsite foarte multe obiecte din ceramică și nimic altceva în rest. Și am citit despre ei că erau mari maestri ai focului. Ceramica realizată de ei este aparte, este foarte rezistentă, foarte bine desăvârșită și lucrată. Preferau simetria, care este întâlnită în majoritatea exponatelor pe care o să le vedem aici. O explicație pentru faptul că au rezistat mai mult vasele de ceramică este că aveau obiceiul de a da foc caselor atunci când se mutau. Se bazau foarte mult pe sustenabilitate și după ce foloseau o vreme resursele unei zone, se mutau în altă parte. Iar la mutare ardeau tot în urma lor. Încă o chestie interesantă este că nu au fost găsite oase, oseminte de oameni, pentru că ardeau casele la temperaturi foarte, foarte, foarte mari și era cumva și un ritual, deci își incinerau morții. Am înțeles că știm mult mai multe despre arta lor decât știm efectiv despre ei. Că au avut vocația ceramice în cel mai înalt grad, încât te întreb dacă modelarea și decorarea vaselor nu a fost singura lor rațiune de a fi. Nu a fost așa, dar ei vor rămâne în istoria umanității ca neîntrecuți modelatori și pictori de ceramică. Uite, și știm, asta e de la 3800-3600 înaintea lui Hristos. De la 5000 înaintea erei noastre, îți dai seama? Este impresionant dacă te gândești doar ce știm că s-a întâmplat cu omenirea în ultimii 2000 de ani. Da. Dar apoi încă 5000 de ani înainte. Și ca și mai așa și nu se știe exact de ce au dispărut. Mi-ar fi plăcut, sincer, să fie mai multe informații, ceva mai interactiv muzeul ăsta. Am și văzut pe repede înainte că am ajuns înainte de închidere, dar interesant. Sper să se facă pe viitor ceva mai multe chestii, pentru că chiar e impresionant. Și un subiect pe care am putea să-l exploatăm și fructificăm din plin. Uh-huh. Hai! Ha. Nu aveam cum să ajungem în Piatra Neamț, după cât de mulți oameni ne-au recomandat să bem cafeaua aici, să nu trecem pe la T0 și, ca o noutate, Cătălin ne-a făcut rost de julfă, care este o prăjitură tradițională. Yummy! Este povestești despre ea? Am zis că se face foarte greu, nu? E un produs oarecum din zona noastră. Am auzit că nu a fost patentat în zona noastră, dar știu, e ca o prăjitură făcută din cânep, din mac și foaie cu foaie, ceva altfel. Nu ați mai mâncat până acum așa ceva. Am citit pe net că este foarte greu de făcut. Se mai numesc cutecele lui Isus. Asta vreau să zic. Asta vreau să zic. Am citit, știu de la... Am neinspirat numele, dacă mă întrebe mine. Locul strâmt acolo nu puteam să povestim foarte mult. Aș vrea să mai adaug ca un fel de încheiere că oamenii din Piatra Neamț și din împrejurim sunt absolut fantastici.
poate am mai fost întâmpinat cu o asemenea entuziasm doar în Timișoara. Da. Zona asta merită, chiar merită, măcar prin prisma oamenilor care sunt foarte, foarte deschiși, dar și prin prisma tuturor lucrurilor pe care le aveți de făcut în zonă, de la Victoria Lipan, Cucuteni, Ștefan cel Mare, atât de multe și personalități. Mi-aduc aminte și de Creangă și Hanu Ancuței și peisaje, Ceahlăul. Am zis că zona asta merită o introducere din asta frumoasă, făcută, gândită. N-am apucat să o facem, este ok, nu am făcut decât foarte rar genul ăsta, deci continuăm pe stilul natural. Mulțumim, prieta Nams, ne-am simțit grozav, o să revenim cu siguranță. A fost una dintre cele mai faine experiențe din vara asta, mai ales prin prisma oamenilor pe care i-am întâlnit. Vă mulțumim frumos! Iar vouă, celor care ne urmăriți, sperăm că v-a plăcut videoul de azi. Dați-ne un like, un share, un subscribe. Mulțumim și până data viitoare aveți grijă de voi. Spor la călătorit. Vă pupăm. Pa!